Din nou în direct, dragii mei, deseori am auzit vorbindu-se despre implantul dentar. Este sau nu o intervenție dureroasă? Contează vârsta pacientului? Există și cazuri în care nu putem beneficia de implantul dentar? Și foarte important, care pot fi riscurile, accidentele, complicațiile în implantologia dentară? Aflăm răspunsul la toate aceste întrebări de la domnul doctor Taner Kemal, medic dentist. Bună ziua, domnul doctor, bine ați revenit la Trește Sănătos. Bine v-am regăsit. Ce este implantul dentar, domnule doctor? Implantul dentar este un dispozitiv medical din titan sau mai nou din zirconiu. Are o formă de șurub, deci practic este un șurub dar. Atenție, dispozitiv medical, care chirurgical se inseră în osul pacientului înlocuind rădăcina dentară naturală. Și dacă ar fi să vă întreb posibilul candidat pentru implantul dentar sau... Și mai simplu, în ce cazuri ați recomanda un implant dentar? Care ar fi răspunsul? În orice caz sau în fiecare caz atunci când lipsesc dinții, este bine ca ei să fie înlocuiți prin implant dentar, pentru că marele avantaj, și o să ajungem acolo să intrăm puțin în detalii, marele avantaj al implantului dentar este că nu mai sacrificăm din sănătoși, nu mai avem nevoie de proteze mobile și așa mai departe, iar candidatul pentru implant dentar este orice pacient care este candidat pentru o extracție dentară. Sunt anumite indicații, anumite contraindicații relative, există și contraindicații absolute, dar astea le stabilește medicul în urma ședinței de consultație, care trebuie făcută cu mare rigurozitate. Dar este clar că atunci când vorbim de implant, rezolvăm strict problema locală, acolo unde dintele are o problemă. Dintele este lipsă. Sau unde este, este compromis și urmează a fi pierdut. Da, în sensul că este compromis și că urmează a fi pierdut sau exact. Chiar scos de medic. Și tocmai de la extracție e bine să folosim implantul dentar, pentru că în urma extracției oasele maxilare se resorb și vedem în animația de mai sus cum o extracție neprotezată la timp, în circa 6 luni de zile se produce o topire, o resorpție atât verticală, deci osul se scurtează, cât și orizontală, osul se îngustează, care face dificilă inserarea implantului sau câteodată imposibilă, fiind nevoit să recurgem la tehnici de augmentare osoasă, să adăugăm os. Da, și vreau să subliniez faptul că dinții din jur, cei sănătoși, nu sunt practic deranjați, nu sunt afectați. Ca în cazul unei punți dentare tradiționale, exact. Care se sprijină întotdeauna pe stâlpii de punte, adică pe dinții limitanți locului unde lipsește dintele sau unde lipsesc dinții. Mie mi se pare, mărturisesc, un aspect foarte important, că restul dinților, cei care sunt sănătoși, rămân neatinși. Ținând cont de faptul că tot curentul medical și în special cel stomatologic merge pe direcția aceasta minimal-invazivă sau non-invazivă, atunci este destul de mutilant să mai strici alți din sănătoși pentru a ancora lucrări dentare care nu se vor comporta niciodată ca în cazul unei lucrări sprijinite pe implanturi dentare. Bun. Dragii mei, nu uitați că așteptăm întrebările dumneavoastră la 1313, iar dacă doriți datele de contact ale invitațiilor noștri, dacă veți trimite un mesaj cu textul simplu info, doar atât scris info la 1313, automat veți primi un mesaj cu datele invitațiilor. Dacă nu, la final de emisiune, pe forum, așa cum v-am obișnuit, pe Facebook, la Trește Sănătos, veți găsi datele de contact ale invitațiilor. Vârsta contează atunci când vorbim de implant dentar? Da, contează pragul minim. În general nu se inseră implanturi dentare la pacienții care nu au terminat creșterea osoasă și aici mă refer la adolescenți, în general 17-19 ani, dar limita maximă nu mai există mai nouă odată cu progresele realizate în implantologie, în tehnica de realizare în implanturilor, în materialele utilizate pentru implantologie, vârstă limită, vorbesc la polul superior, nu mai există, pot beneficia de implanturi dentare, inclusiv pacienți de 70-80 de ani și așa mai departe, cu condiția să se califice din punct de vedere al sănătății generale și asta se stabilește în urma consultației de specialitate. Am înțeles. Cred că în animație am observat chiar cum s-a pus implantul șurubul cum și apoi... S-a pus, s-a făcut întâi un transplant de os și insist asupra acestui aspect. Orice extracție neprotezată la timp și lăsată luni sau ani de zile se soldează cu topire osoasă, cu resorpție osoasă, care ulterior este tratată
ceva mai costisitor, deoarece se fac acolo adiții, transplanturi de os, se pun membrane, se prelungește durata tratamentului și așa mai departe. Așa că recomand întotdeauna pacienților ca ori de câte ori este posibil extracția să fie însoțită de implantare imediată. Implantele de nouă, de generație nouă permit acest lucru și să nu aștepte ca acest os să se piardă și ulterior să fim nevoiți să-l reconstruim. Da. Din ce cauze putem ajunge să ne pierdem dinții? Că ați pomenit și de persoane tinere, de adolescenți, deci nu neapărat că au avut anumite probleme de sănătate. La adolescenți, în general, cauza principală sunt traumatismele, indiferent că e vorba de accidente produse în timpul activităților sportive, accidente produse în timpul unei altercații sau, și așa mai departe. Dar, neprevăzut. Din păcate, sunt și mulți pacienți tineri care din diverse cauze dezvoltă boală parodontală, dezvoltă sau așteaptă până când leziunile carioase se agravează, se complică cu leziuni de canal, cu infecții în os și atunci ești nevoit să scoți dintele. Deci de câte ori este posibil, mai ales pentru pacienții tineri, să trateze la timp, să prevină să ajungă până acolo, că în fond și la urma urmei rădăcina dentară naturală rămâne rădăcina dentară naturală. Da, bun. Și altfel, la celelalte categorii de vârstă, ca să spun așa, cred că parodontoza este... În general, boala parodontală, din păcate... Așa zisa, avut... boala dinților sănătoși, n-ai carii, dinții frumoși, nu te dor, dar te trezești că încep să se miște și că îi pierzi. Care debutează și evoluează relativ asimptomatic. Ea poate fi descoperită la timp de către medicul dentist, dar pentru asta trebuie să mergem cu regularitate la medicul dentist. Da, bun. Dar... Nu știu, semne care să ne îngrijoreze, ceva care să ne dea de gândit. Observ că ți se retrage gingia sau că ești mai sensibil. Până la retracția gingiei, boala parodontală are anumite semne. Sângerarea inițial provocată, ulterior neprovocată. Gingiile sunt inflamate, adică de culoare roșie, umflată și în timpul periajului constatăm că apare sânge în pasta de dinți sau în salivă și asta trebuie să fie un prim semn care să ne ducă către medicul dentist și să diagnosticăm la timp stadiul de boală parodontală. Știm foarte bine că există stadii de la gingivită până la parodontite incipiente, moderate și la sfârșit grave, în care nu se mai poate face practic nimic și medicul să ia din pripă tratamentul acestei boli, să trateze la timp această boală, astfel încât să nu ajungă să ca pacientul să piardă dinții sau dintele în funcție de situație. Da, am înțeles. Deci dacă descoperim boala la timp, există soluții categoric de tratament. Da. Dacă nu, ajungem în situația la mobilitate dentară avansată, exact, la pierdere de țesut de susținere dentară, adică de os destul de mare, dintele este foarte mobil, îl pierdem și atunci el va trebui înlocuit. Există alternativele clasice, protezarea mobilă, protezarea fixă prin punte, dar alternativa mobilă, cea prin implant dentar, rămâne standardul de aur în astfel de tratamente. Bun. Dacă n-am reușit să tratăm la timp parodontoza și am ajuns să pierdem dinții, spuneam că varianta ar fi cu implantul dentar. Însă sunt și cazuri, nu știu, situații în care să fie contraindicat implantul dentar. Sunt cazuri care temporizează intervenția prin implant dentar. Sunt anumite afecțiuni generale ale organismului de care trebuie să ținem cont ca să nu ajungem la eșec al tratamentului prin implant dentar. Și din păcate sunt și afecțiuni care contraindică în totalitate, din ce în ce mai puține, aminteam mai devreme de progresele făcute, însă tratamentul prin implant dentar trebuie planificat foarte, foarte bine. De aceea este nevoie de o consultație de specialitate unde medicul să descopere în urma anamnezei tot istoricul medical al pacientului, se fac analize de sânge, ați văzut și pe filmarea din clinica noastră, pacientul este testat atât din punct de vedere al semnelor de vitalitate, cât și analize de sânge, se evaluează foarte bine, se cântăresc avantaje, dezavantaje, riscuri. Atunci când punem diagnosticul, să-l punem în, cum să zic, în siguranță și în deplinătatea
cauzelor, luăm în calcul toate cauzele, când punem diagnosticul, punem cu precizie și știm că acel tratament va fi o reușită, bineînțeles, dacă pacientul respectă indicațiile noastre, pentru că aici e iar o mică problemă. După ce punem implantul dentar, pacientul va trebui să respecte anumite indicații și este logic. Sănătatea neîntreținută, fără mentenanța corespunzătoare, va avea de suferit și dacă toate acestea sunt respectate, tratamentul prin implant dentar este de succes, iar la ora actuală, la nivel mondial, succesul tratamentului prin implant dentar depășește 95-96%. Deci o rată destul de mare față de alte tratamente. Corect. Bun. Deci aceasta ar fi prima etapă a tratamentului, ca să spun așa, exact. Da? Discuția cu pacientul, investigațiile ce ar trebui făcute astfel încât să tomografia vă asigurați... Tomografia dentară, foarte importantă. Exact. Avem radiografia panoramică pe care ne putem face o imagine sau ne putem face o idee de general asupra danturii și întotdeauna când vorbim de chirurgie implantară, de chirurgie a sinusului, de augmentări osoase, neapărat avem nevoie de investigații tridimensionale pe care să punem diagnosticul precis. Bineînțeles, urmat de un plan de tratament fără riscuri pentru pacient. Bun, deci acesta ar fi primul pas și foarte important. Etapa cea mai După care, ce etape urmează? După care pacientul este, dacă s-a calificat pentru, cu ghilimele de rigoare folosesc cuvântul calificat, dar chiar așa este, se planifică intervenția chirurgicală și zic că se planifică deoarece, cel puțin la noi în clinică, după standardele nord-americane, întotdeauna operăm în încăperi separate, în bloc operator, niciodată în cabinete unde se efectuează tratamente de rutină și unde aerul poate să fie încărcat din punct de vedere bacterian. Se programează pentru sala de operații, se realizează intervenția chirurgicală de inserare a implanturilor cu anestezie locală sau cu anestezie generală în funcție de situație, de complexitatea intervenției, după care pacientul ajunge în rezerva postoperator, este monitorizat și urmează un program de supraveghere și de mentenanță aplicat cu rigurozitate. Este o intervenție dureroasă, se face cu sau fără anestezie? Din este o intervenție absolut nedureroasă, subliniez acest cuvânt. Cazurile simple și chiar cele moderate se tratează sub anestezie locală, loco-regională. Cazurile complexe, atunci când vorbim despre intervenții majore de reabilitări integrale ale danturii, deci pacientul nu mai are niciun dinte și punem în aceeași ședință 6-8 implanturi la arcada inferioară, 6-8 implanturi la arcada superioară, deci 14, chiar 16 implanturi și de multe ori realizăm și lucrările în aceeași ședință, apropo de încărcarea protetică imediată, sunt necesare câteva ore bune pentru operație și atunci pentru confortul pacientului apelăm la sedarea intravenoasă. Clinica dispune de serviciile unui medic specialist în anestezie terapie intensivă. Pacientul e relaxat, se odihnește, noi operăm, postoperator se odihnește în rezerva specială și totul decurge fără stres și fără durere. Dacă am înțeles eu foarte bine, exact, fără stres, fără durere, este minunat, dar am înțeles și bine, vii fără dinți, cum ar fi, și pleci cu dinți, cu tot, deci nu mai stai să aștepți, nu știu, clasic se lucra altfel, aveai un timp de așteptare, umblai cu niște dinți. Maniera clasică unde se utilizau implanturi standard și tehnici chirurgicale clasice necesita mai multe etape, mai multe vizite, se inserau implanturile, se așteptau luni de zile și așa mai departe. Grație noilor concepte, Olon 4, Olon 6 sau Fast and Fix, conceptul german Fast and Fix pe care noi l-am adus în clinic ca de la Constanța primii în România, permite ca inserarea implanturilor, vorbesc de pacienți care nu mai au niciun dinte, dar și la cei care au edentații parțiale, inserarea implanturilor și realizarea lucrărilor provizorii, dar atenție, fixe, să se realizeze, se facă în aceeași ședință. Deci pacientul vine fără dinți, se inseră implanturile, se confecționează lucrările fixe și pacientul pleacă cu implanturi și dinți. Ceea ce este minunat. Ceea ce își doresc toți pacienții. Exact. Cât mai repede, cât mai frumos, cât mai bine, fără durere, sănătos. Este minunat că se poate întâmpla așa, iată, cu ajutorul tehnologiei moderne. Dar când am ales să discutăm legat de implanturi, mi-a spus să discutăm legat de riscuri, complicații, accidente. Vedem există, imediat da. După pauza de publicitate. Corect. Că ele există. Revenim, dragii mei.
nou în direct, dragii mei. Astăzi discutăm despre implantul dentar, despre posibile riscuri, accidente, complicații. Alături de noi se află domnul dr. Taner Kemal, medic dentist. Și promisesem după pauza de publicitate, iată, că intrăm și în acest capitol, iar eu am apreciat faptul că această idee v-a aparținut. Am zis să vorbim legat de implantul dentar. Și dumneavoastră, domnule doctor, mi-a sugerat să accentuăm și să spunem că vom vorbi și despre riscuri, accidente, posibile complicații. Da. Mie mi s-a părut foarte frumos din partea dumneavoastră, pentru că totuși vorbim de o intervenție, chirurgicală și e bine ca pacienții că există anumite riscuri, da. Exact. Există și riscuri, există și accidente, există și complicații. Cum le putem minimiza sau cum putem ajunge ca riscul să fie minim? Și odată minimizat riscul, e clar că și accidentele și complicațiile vor fi la un nivel foarte redus. Este probabil tema discuției noastre de mai departe, însă e bine să fie un lucru foarte clar. Intervenția chirurgicală prin implant dentar este intervenție chirurgicală. Nu este o obturație, nu este o plombă și așa mai departe. E bine să ne gândim când o facem, unde o facem și cum o facem. Este bine să ne gândim ce facem după intervenția chirurgicală, cât de bine respectăm indicațiile pe care ni le dă medicul, astfel încât să ajungem la rezultate. Rezultatele nu se pot obține decât printr-o colaborare între medic și pacient, printr-o relație deschisă, transparentă și bazată pe asumarea unor obligații de ambele părți. Nu se poate ca medicul să ajungă la succesul chirurgical și pacientul să nu respecte. Vă dau un exemplu, regulile stricte de igienă asta dentară. Asta vreau, de acum încolo să mergem strict pe exemple, exact. Să ne împărtășiți din experiența vastă pe care o aveți și să, că fiecare, dând exemple, fiecare se poate regăsi în situația în cazul descris de dumneavoastră. Doamna Bălănescu, fac să implantologie de 12 ani deja. Mulți înainte, sănătoși, frumoși, fără complicații, riscuri și accidente, ci doar cu satisfacții. Am văzut mii de cazuri, am tratat mii de cazuri prin implant dentar. Vă pot spune în câteva cuvinte cauzele eșecului prin implant dentar în ceea ce privește pacientul. Sunt două mari cauze principale. Lipsa de igienă și fumatul. Nu se poate ca să te gândești la implant dentar și să nu te gândești să-ți schimbi obiceiurile de igienă la indicațiile medicului. Pentru că ajungem să pierdem dinți, ajungem la boala parodontală. De ce ajungem? În fond și la urma urmei, factorul de igienă la domiciliu are un rol important în ecuația asta de pierdere a dinților. Dacă noi nu ne schimbăm obiceiurile de igienă și continuăm să vizităm stomatologul doar când ne doare sau când să venim din 3 ani, din 5 când în 5 ani. Când ni se pare că s-a întâmplat exact, ceva cu așa lucrarea. Cum microbul din placa bacteriană distruge țesuturile din jurul dintelui, va distruge și țesuturile din jurul implantului, adică va distruge osul. Și ajungem la periimplantite. Periimplantite care, netratate la timp, ajung și ele. Vedem aici, apropo de igiena dentară. Acum există aparate moderne, aparate care detectează placa bacteriană și tartrul. Nu mai stă aparatul să bată în dinți, să bată în implanturi, aiurea în tramvai, să zic așa. Și detectează se duce punct ochit, punct lovit, da? Punct lovit. Minunat. Pe care există tehnologia laser, care ne ajută foarte mult, dar pentru asta pacientul trebuie să vină la medic. La medic. Dacă el se operează azi și nu mai vede medicul cu ani și apare când a apărut o problemă, atunci nu este corect. Efortul acela, și credeți-mă, mai ales în reabilitările mari, este un efort intraoperator destul de mare. Se pune suflet. E o echipă întreagă care lucrează, proteticianul, implantologul, ceilalți medici specialiști care lucrează la obținerea rezultatului final astfel încât pacientul să fie pe deplin satisfăcut. Satisfacția va fi parțială dacă el va uita prin ce a trecut, și aici mă refer la starea de dentat fără dinți, și nu va veni la medicul dentist. Și de aceea vă spun, există și riscul de a avea accidente, și riscul complicațiilor, pentru că este vorba de chirurgie. Există un curent așa, sau prima întrebare pe care o pune pacientul, ce garanții există, cât este garantat tratamentul. Vă spun adică, sincer, deci în medicină ține de marketing, respectiv, da? Partea asta cu garanțiile. În intervențiile chirurgicale, în chirurgie, garanțiile nu pot fi, nu putem să dăm garanție ca la un televizor. E vorba foarte mult de acel om
nu vorbim de medic. E clar că vorbesc de un medic care are experiență în implantologie, care asta care face, știe ce face, care știe și ce face. Așa cum trebuie exact. Implantul, da? Deci vorbim de cazul corect. Pentru ideal. Că trecem la următorul capitol, accidentele. Se pot întâmpla numeroase accidente intraoperator. Operăm într-o zonă bogat vascularizată și bogat inervată. Pe limba pacienților vase de sânge și nervi, cavitatea orală, care sunt de o densitate mare pe centimetru pătrat, să zic așa, la arcada superioară, la maxilar, avem sinusuri, avem cavități nazale. Deci oricând poate exista accidentul lezării unui nerv, lezării unui vas de sânge și sunt vase de sânge importante, lezării sinusului și uite așa ajungem în sinuzite. Cu cât medicul este mai experimentat și deține tehnologia necesară atât de investigare cât și de tratare, riscul de a avea accidente este cu atât mai mic. La arcada inferioară, unde avem un nerv mare, nervul mandibular, există riscul să-l lezăm în timpul frezării. Nu avem o tomografie dentară, nu știm, nu putem anticipa cu exactitate pe unde trece nervul, atunci putem leza acest nerv. La arcada superioară, la fel, există nerv maxilar în zona sinusului, există sinusurile. Putem să ajungem la nenumărate complicații nedorite tocmai datorită acestui fapt. Vorbesc de tehnologie. Acele freze de os au nevoie de o răcire foarte bună pentru a nu supraîncălzi osul. Osul supraîncălzit peste 47 de grade Celsius moare, se necrozează. Aparent, tratamentul prin implant dentar este un succes, dar vedem că la câteva săptămâni pacientul începe să aibă dureri groaznice, ajunge să piardă implantul și apare retoric de multe ori întrebarea de ce. Nu întotdeauna este, sau nu căutăm vinovați, dar e bine să scădem riscul intraoperator folosind ceea ce trebuie și realizând intervenția chirurgicală după protocoale riguroase. Da, mă gândeam totuși chiar așa, respectând toate aceste protocoale, așa cum a spus, riguroase, lucrându-se pas cu pas ca la carte, există riscul ca organismul, nu știu, pur și simplu să respingă implantul dentar, să te trezești cu nu, durere despre acest și cu o jenă astfel încât să iasă șurubul, să iasă implantul? Despre acest mit am mai discutat în numeroase emisiuni cu numeroase ocazii pe care le-am avut. Titanul medical din care se confecționează implanturile dentare este un material bioacceptat, biotolerat de organism. Nu există riscul respingerii. Această alergie la titan nu a fost raportată. Studiile arată clar că ea nu există. Oricum se fac investigații preoperator. Dacă medicul a dat girul pacientului pentru această operație, e clar că și-a asumat acest lucru. Dar încă o dată vă spun, e un motiv pe care, din păcate, este folosit, este vehiculat ca și scuză. Nu există așa ceva. Da, v-am spus mai devreme, dacă am supraîncălzit osul, nu am folosit, producătorul întotdeauna îți spune, trusa de implantologie, trusa de freze de os se schimbă, sau frezele folosite se schimbă la 15-20 de utilizări. Dacă folosesc o freză tocită, e clar că voi dezvolta în urma frecării căldură exagerată, se vor întâmpla o grămadă de fenomene. Însă ca să ajungi să faci performanța ca la carte, e clar că și costurile vor fi mai mari. Însă dacă punem în balanță costuri mai mici inițial, dar complicații ulterior, cred că e mai bine să alegem complicații calea care te costă și ele pentru a fi tratate și atunci când tragi o linie, exact, descoperi că plătești mai mult și plus suferința, chinul de a tot merge la medic și de a-ți rezolva complicațiile apărute. Corect, de aceea am și spus mai devreme să nu confundăm tratamentul prin implant dentar cu obturația dentară, cu mai știu eu ce procedură de cosmetică. La fel de bine, dacă cabinetul sau clinica respectivă nu are măcar un medic protetician specialist în lucrările pe implanturi, gândiți-vă că acel implant începe să suporte forțele din timpul masticației, forțele din timpul actelor fiziologice pe care le face dantura noastră. Supraîncărcarea aceasta cu forțe duce la eșecul, poate duce la eșecul tratamentului prin implant și degeaba chirurgical am realizat bine implantul dacă lucrarea nu a fost realizată de un specialist în asemenea tipuri de reabilitări. Da. Mă gândeam acum că poate mai sunt cei care se tem că vor avea, nu știu dacă ai 1, 2, 3 astfel de șuruburi montate, nu doar un singur implant. Mai erau temeri că să nu ai cantitate prea mare de metal în gură. Nu, decizia de a monta șuruburi sau numărul de șuruburi
cum spun pacienții, numărul de implanturi aparține strict medicului. Câteodată chiar e amuzant că primim sugestii, da, de ce trebuie să punem aici 4 implanturi, când punem unul într-un cap, unul într-un cap și legăm. Nu. Asta, decizia asta aparține specialistului, decizia se ia în urma unor calcule foarte bine făcute. Întotdeauna am folosit această comparație. De ce Angel Salignin nu a pus două picioare podului de la Cernavodă? E clar că s-au făcut niște calcule, e vorba de niște forțe și credeți-mă, musculatura masticatorie dezvoltă forțe foarte mari. De aceea, numărul de implanturi și poziționarea implanturilor ține de planificarea tratamentului. Iar dacă planificarea tratamentului o face un specialist cu experiență și cu aparatura corespunzătoare, atunci nu avem cum să greșim. Îmi spuneați mai devreme de cantitate mare de metal. Exact. Vorbim de titan. Se folosește în ortopedie de foarte mult timp, se folosește în neurologie de foarte mult timp. Din urmă vin implanturile de zirconiu, însă personal vă spun, studiile nu au background-ul pe care îl are titanul. Titanul se folosește de foarte mulți ani în implantologie, oficial din 1965, odată cu studiile profesorului Per-Ingvar Branemark, însă istoria titanului în implantologie pleacă undeva de la începutul secolului 20. Experiența cu titanul are peste 100 de ani. Faptul că s-a ajuns la niște performanțe, la niște implanturi cu suprafețe special tratate care să permită osteointegrarea, depunerea de os și în condiții de stres, faptul că s-au realizat conexiuni între implant și bond care să nu mai permită apariția micromișcărilor, evoluția este fantastică. La ora actuală, gradul de predictibilitate a tratamentului prin implant dentar este foarte mare și, repet, reprezintă modalitatea ideală de a trata edentațiile, de a trata zonele cu dinți lipsă. Da. Impresia de după, că și aici cred că este foarte important. Dacă vă mai vin în minte exemple de posibile riscuri, complicații, accidente, discutăm. Dacă nu, vreau să mai atingem lucruri importante. În momentul în care ai un implant pus, care este senzația de dinte natural? Poți să muști, poți să mesteci senzația așa cum o făceai identică, înainte? Senzația este identică, 100% identică. E ca și identică, când ai avea dintele exact, tău? Deoarece această rădăcină artificială se comportă aproape exact ca și rădăcina naturală. Am zis aproape exact pentru că nu există sistemul ligamentar și așa mai departe. Dar însă pacientul nu percepe. Sau trebuie să fii un pic mai atent cu zona respectivă, să ferești, să nu muști chiar pe dintele respectiv, nu. Să nu spargi, eu știu, Poți să muști, dar e clar că nu vei deschide dopurile la sticlă, cum din păcate fac unii pacienți, mai ales tineri. Dar asta n-ar trebui nici cu dinții sănătoși. Cum la fel merele, mușcatul meu, da, este, ține de poftele omului să mușc un măr. Într-adevăr, poți mușca, dar dacă faci din asta un obicei, supra-soliciți acea zonă pe care sunt puse implanturile. Esențialul e să nu se depășească acel prag de suportabilitate, dar asta întotdeauna ține de medic, îi explică pacientului care, ce și cum. Însă, că suntem la capitolul accidente, recent am participat la un simpozion pe teme de implantologie la Predeal, unde au fost numeroși colegi din țară, numeroși specialiști din țară, și chiar mi-amintesc de cazurile prezentate de un coleg din Sibiu, parcă chirurg maxilofacial, de foarte multe complicații, de oameni care ajung să-și piardă viața datorită unor accidente în timpul operației. Artere lezate sub limbă, acumulări de sânge, se umflă limba, astupă căile respiratorii, pacientul, dacă nu ajunge la 112, moare. Pacienți care și-au pierdut sensibilitatea pe buze datorită acestor lezări de nervi. Pacienții care au ajuns să piardă dinți buni deoarece în timpul inserării implanturilor au fost fracturați dinți vecini. Pacienți care au ajuns la sinuzite cronice cu complicații mai puternice datorită inserării greșite, incorrecte în sinusul dentar și așa mai departe. Inclusiv aceste intervenții de reconstrucție osoasă necesită o specializare foarte bună din partea medicului, cunoașterea acestui proces de refacere osoasă, cunoașterea biomaterialelor care se folosesc. Altfel, cum să zic, vehiculăm pe net sau în diverse materiale publicitare operații de sinus lifting, refaceri osoase, însă multe ajung la eșec datorită faptului că nu sunt făcute cum trebuie și de cine trebuie. Exact. Trebuie, corect. Da, bun. Ca sfaturi de întreținere, spuneați mare grijă la igienă, adică dacă am fost deficitari când aveam dinții noștri sănătoși, iată am ajuns să-i pierdem,
mare grijă și cu implantul ăsta. Nu înseamnă că dacă... de două ori înainte de a da banii, pentru că sunt bani mulți la mijloc. Implantologia nu este o disciplină ieftină, este deci chiar foarte scumpă. Putem considera că vorbim de un tratament de lux? Un tratament de lux oriunde în lume la ora actuală. Însă, dacă nu suntem pregătiți să ne schimbăm obiceiurile de igienă în tocmai după indicațiile medicului, mai bine nu aruncăm banii de pomană. La fel și cu fumatul. Rata de succes a tratamentului prin implant dentar este mult mai mică la fumatori. Bine, lucrurile sau problemele nu or să apară într-un an, doi sau trei. Însă e clar că dacă un pacient care respectă și nu fumează va beneficia 35-40 de ani de acest tratament prin implant, la un fumător se va reduce considerabil numărul de ani în care să utilizeze implanturile dentare. Sunt supuse uzurii. Pe aceste implanturi vin în permanență forțe prin intermediul dinților. Orice chestie care este supusă uzurii va trebui să beneficieze de mentenanță periodică. Să vedem din timp dacă se întâmplă ceva. Dar altfel, dacă se respectă toate aceste reguli de igienă, cam cât timp rezistă un implant? Că acum, în funcție și de vârstă, dacă îl pui destul de tânăr, că s-au produs anumite accidente, te sunt ține implanturi tot puse în anii 60 și care sunt în cavitățile orale deci, ale pacienților. Deci, normal, ar trebui să rezistă. Exact. Dragii mei, ne pregătim să urmărim publicitate, revenim în câteva minute. La 1313 așteptăm întrebările dumneavoastră, iar dacă doriți datele de contact ale invitațiilor, la 1313 trimiteți SMS cu textul info. Atât, revenim. Din nou direct, dragii mei, discutăm despre implantul dentar cu domnul doctor Taner Kemal, medic dentist. Apreciem, domnule doctor, că ne-ați atras atenția și asupra riscurilor, a posibilelor complicații, accident atunci când vorbim despre implantologie dentară. De aceea am spus că apreciem, pentru că ați fost foarte corect și totuși aș vrea să încheiem într-o notă optimistă, pentru că mai ales tratamentul acesta, tehnica aceasta modernă pe care o aveți dumneavoastră, să-l fixe... Fast and fixed. Fast and fixed? Da, fixed. Fixed, rapid și fixed. Corect. Deci să vii fără dinte și să pleci, sau fără dinți, și să pleci în aceea zi cu dinții definitiv și sănătoși și să-i poți folosi, deci mie mi se pare incredibil. Deci aș vrea un pic să subliniem avantajele totuși implantului dentar atunci când situația o impune, pentru că, spuneam, este o soluție ideală pentru cei care au rămas din diverse motive fără un dinte, fără doi un dinte, sau mai fără mulți dinți sau fără sau niciun fără dinți. Dinte. Exact. Trebuie să fie cumplit să n-ai dinți. Deci putem folosi implantul dentar în aceste edentații unidentare când lipsește un dinte. E clar, nu mai șlefuim, nu mai sacrificăm doi dinți. În edentațiile parțiale, atunci când lipsesc mai mulți dinți, sau în edentațiile totale când lipsesc toți dinții. Gândiți-vă la un pacient acolo unde lipsesc toți dinții, chinul pe care îl trăiește cu ajutorul sau folosim protezele mobile. Refacem practic o dantură identică cu cea naturală, fixă, într-o singură zi. Da. Nimeni nu cred că își dorește să mai stea 6 luni sau mai mult. Corect. Să aștepte fără dinți sau cu proteze mobile. Bun. Vreau să răspundem și mesajelor. Iată un mesaj foarte interesant. La aeroport, la controlul vamal, poți avea surprize? Bănuiesc că telespectatorul se referă să îți piuie, nu știu, implantul în momentul în care ai trecut prin... Nu. Verificare, nu. Foarte puțin probabil, e vorba de... Am aflat și eu treaba asta, pentru că noi eliberăm pacienților aceste pașapoarte de implant, pașapoarte internaționale. Exact, că dacă da, trebuie să ai o dovadă că ai însă implant. Scanerele de generație veche de la aeroport se alarmează în anumite situații la implant dentar, sau am aflat că și la așa mai departe, proteze de șoldă. Dar dacă există această dovadă, și atenție, vorbeam de unde se pune implantul, un cabinet, o clinică serioasă trebuie să elibereze aceste certificate de origine, de conformitate și garanțiile, pașaportul pentru implant, ca pacientul să știe că materialul acela este de origine controlată.
Bun, iată că telespectatorii noștri au reținut, domnul doctor, că ați promis că deschideți o clinică și în București. Deci domnul doctor acum are clinica mamă în Constanța și iată telespectatorii ne întreabă în București când deschideți clinica. Așa ați promis la sfârșitul anului și așa este. Spuneați că după sărbători, cumva la începutul anului... Nu sunt politician să dau vina pe zăpadă, pe condițiile meteo, însă credeți-ne, ne-au încurcat destul de mult. Acum, la începutul lunii martie, undeva între 10 și 15 martie, dar cred că în jur de 10 martie, lunii martie se deschide clinica din Floreasca, din piața Floreasca. Minunat, deci o să avem posibilitatea să ajungem și în București, exact, mai ușor la dumneavoastră. Au ajuns materialele, au ajuns o parte din aparate, mai urmează. Succes, cât mai repede să deschideți. Mulțumesc. Și aici în București. Florina vă întreabă cât ar costa implantul pentru partea de jos, nu am niciun dinte jos. Și mai erau și mesaje legate de, tot așa, de preț. Cineva care întreba foarte, foarte bine, o persoană cu probleme mari, dar cu venituri modeste. Aveți soluții, doamna Nina, de 51 de ani din București. Deci iată că sunt interesați telespectatorii și de preț. Noi am zis tratament de lux, iată, care este prețul unui implant. În niciun caz nu vreau să supăr pacienții, însă întrebarea cât costă implantul este greșit pusă. Un tratament de reabilitare prin implant este un tratament. Nu vindem un produs. Atunci, aceste prețuri, prețul, costul tratamentului și nu al implantului dentar, se poate afla numai la consultație de specialitate. Dar știți ce mă gândeam? Un implant dentar costă de la 500 de euro la 1500 de euro. Dar asta nu este elocvent pentru tratament. Dar se poate plăti cumva în rate? Lucrați cumva cu vreo bancă astfel încât... Deci mai există acest gen de tratament? Din ce în ce mai puține sunt bănci care finanțează și tratamente, asta este treaba băncilor. Noi personal nu lucrăm, tratamentul prin implant dentar nu se face nici prin case de asigurări, nici prin... Mulțumim din suflet pentru prezență, pentru sfaturi. Eu vă mulțumesc. Sper că data viitoare când reveniți la emisiune putem anunța că sunteți de găsit, iată, și în clinica din București. Numai bine vă dorim. Atât pentru astăzi, dragii mei. Vă mulțumesc că ați fost din nou alături de noi. Nu uitați că ne puteți scrie la treștesanatosarondantena2.ro. Ne puteți face propuneri privind anumite subiecte pe care doriți să le discutăm în emisiunea noastră. Mâine vom vorbi despre îngrijirea pielii și a părului acum iarna cu doamna dr. Ruxandra Constantina, medic de familie competent în apifitoterapie. Apoi vom afla cum putem să prevenim cancerul genital. Invitată va fi doamna dr. Zorela Zgarbura, medic primar obstetrică ginecologie. Sunt Simona Bălănescu, sănătate vă doresc, o seară bună pe mâine de la ora 15 și 25 de minute pentru a învăța împreună cum se trăiește sănătos. Vă aștept!